Cum era, cum a fost când ați fost a juca la aceeași echipă? Și te întreb pe tine, că erai fratele mai mic. E bine să joci cu fratele mai mare la aceeași echipă sau din contră nu? Sabi, sincer. Bine, eu cu Adrian am jucat foarte puțin, așa, meci de meci. Da, da, te întreb, nu, dar spunem sincer, că vorbim, s-au dus. Cu fratele mai mare nu, dar cu fratele mai mic cred că da. Da, bine, da, că deci... eu n-am frate mai mic, dar da. M-am bucurat că juc, să joci lângă Lăcătuși, lângă Adrian și ăsta, e o onoare și, și valoarea mea a crescut în anul ăla. Nu, asta e clar, eu vorbesc de fratele mai mare, te cume. Da, mi-a plăcut că am jucat lângă el, cum? Dar nu e bine, de ce ai zis că nu e ok? Nu că nu e bine, dar am așa, nu știu, ca un frate cu gura bine, vrea să-ți iasă, că stă cu ochii bine, să-ți iasă bine și câteodată faci greșit. Aha. Vrei să faci lucrurile foarte bine, le faci greșit. Vrea să spună că cam încertam așa el și mă certa cu alte cuvinte. Dar stătea cu gura pe tine? Da, da. Rău? Da, da. Adică la un moment dat devenise enervant? Nu, nu, nu. Dar ziceam mai multe. Uite, deci Lăcă, Adrian mai mă certa, Lăcă mai mă lua sub aripa lui. Aha. Da. A, erau altfel. Și tu de ce, ca să facă mai bine sau de ce? Adică să-l ambiționai? Da, făcea greșeli în timpul jocului foarte multe. Adică îi spuneam unde să așeze la un anumit moment. Eu jucam în spatele lui, el joacă în fața mea. Atunci eu trebuie să mă ghidez după el și spuneam să-mi facă și mie locul undeva, să plec sau să facem lucru. Și el, tactic vorbind, exact cum ai zis, ca oile. Da, spun, și spune înainte, vezi că ajung acolo, te duci pe colțul. Acolo te duci, acolo Abraham Bunit eram prin altă parte. Iar eu îi spuneam unde să meargă, el fugea în altă parte. Nu trebuia să mă cert. Știu că la un meci m-am dus la el și l-am înjurat și i-am dat și o palmă peste cap și a venit arbitrul la mine și îmi spune: vezi că îți dau carton la Joșu, că n-ai voie să lovești. Nici măcar pe frate meu? Serios? Nici măcar pe ăsta? Dar nu te deranja asta? Adică nu părea că ți-a din personalitate? Nu. Păi, dar nu zicea tot timpul. Dar nu, personalitatea asta e greu. Da? A, dar nu te enerva totuși, la un moment dat nu i-ai zis. Ba da, mă, scutea din sănătate. Dar nu ești, bă, Adriene, mai lasă-mă, bă, frățioare. E, cum, mai ziceam că domnul mai mântuia. Da? V-ați îmbrâncit vreodată? Nu. El poate nu, eu niciodată n-am ridicat mâna. Și voi, dat în fratito? Da. Se mă rușine. Așa, decât așa l-am atins. Am înțeles, normal, că nu v-ați bătut ca în filme, ca în vestul sălbatic. Nu, a fost niște chestii în teren și în timpul meciului, inclusiv și la antrenament, pentru că eu... Păi și cum mă dădeai în fratito? Nu dădeam verbal. Da, lasă, cum o dai la întors. Nu, serios, da, așa, câte una, așa, mai, cum ai mai dat și din dragoste, din dragoste. Și Lăcătuși. Dar erau momente în timpul antrenamentului care, eu ți-am spus, eu luam antrenamentele foarte serios, inclusiv 5 contra 2. Păi el cu militarul și cu încă vreo 2 în 5 cu Călin, în 5 contra 2 își dădeau cu mingile pe... Pe aici, pe sus, pe ce? Doar să intre la mijloc să-l bage, știi? Am înțeles, da. Era Caterinca. Era Băi, nene, nu se joacă, ce trebuie să jucăm la antrenament. Și aveam în timpul discuții. Păi și din antrenament l-am scos de multe ori. Stai, cum adică l-ai scos de l-am scos păi direct. Ce treabă aveai tu? Că nu erai tu antrenor. Păi nu, dar s-a supărat și pleca, că acolo chiar că interveneau. Da, nu numai Adrian, și Lăcă le mai dădea câte o pălmuță așa, nu numai mie, la toți. Vă mai dădea o pălmuță, un șut vă mai dădea? Un șut, cum, nu. Dacă erai aproape cu dosul, cu fundulețul de Marius mai și nu erai atent, ia zi, mai venea un șpiț. Păi da, da, așa erau vremurile atunci. Sabin, vreau să spun o întrebare, vreau să spun o întrebare delicată. Puteai să ajungi mult mai mare? Știi că ți s-a mai pus, s-a mai discutat asta despre tine. Mai mare de atât? Înțelegi ce vreau să spun. Puteai să ajungi mai mare fotbalist? Îți reproșez că... Nu reproșez nimic. Nu? Ce am făcut în viață, nu. Nu? Dar puteai să ajungi mai mare? Singurul lucru, așa puțin cu ghinimele de rugare. Deci Adrian mi-a zis să nu vin la Valencia. I-am zis, cine măi, eu, păi, la fel, vin eu acolo, pac, tu cu Lopez sunteți, vă mănânc eu pe amândoi. Ce să că am ajuns acolo, toți jucătorii, când m-am întâlnit în vestiere, aveam un apțibilduri acasă pe... Pe Panini, pe catalogul Panini. Pe frigider acasă. Da. Că carbon, i-am glomat și i-am văzut. Da. Totuși, pasul care l-am făcut a fost prea mare pentru mine. Și în ce condiții... Când Valencia era una dintre cele mai bune echipe din Europa, două finale de Champions League. Și când i-am văzut, asta este, când ei erau la loturile naționale, când s-au întors, și când am văzut pe Adrian, pe Claudio Lopez și pe Adrian, cum alergau, păi eu cu Lucarelli, care Lucarelli, golgheterul Italiei, stăteam, lasă-mă, că nu jucăm după aia, seara cu ei, mergem și noi la restaurant, că n-ai unde. Omul a și spus, e foarte greu, am stat și eu puțin și el puțin și am plecat, amândoi. Ne-am văzut, ne-a dat împrumutat. Dar restul nu. Aici, trebuia să... N-ai niciun regret? Nu. Să fi fost mai serios, dar... să fi fost mai pe ele, să fi... Păi, niciun regret? Să spun ceva, Horia. Deci, pe mine m-a făcut presa. Eu nu știu dacă am întârziat la vreun antrenament în viața mea. Nu știu dacă m-a văzut cineva pe mine cu paharul de vin în mână sau pe la discotecă. Deci, nu știu dacă m-a... Ce a scris prin ziare fix problema fiecăruia.
Dar eu nu pot, cât ai fi de talentat, fără muncă și disciplină, talentul devine inutil. La asta le spun, ce sunt mai mare, sunt golghetul României după Revoluție cu... Na, fără modestie, 31 de goluri. 31 de goluri în 31 de partide. De 31, e greu și să le numeri. Dar dacă mai punem și pe aia, e la vreo 80 și prin championul ăsta. Cum ai zis că ai intrat în istorie tu? Da, sunt în istoria fotbalului românesc, 31 de goluri. Nu și? Și cu singurul fotbalist din istoria României care într-o finală de Cupa României a reușit hat-trick. Da. Se intri cu neatitimentul 2 și 5 și 2-0, păi mai ai emoții ca fundaș central? Nu mai ai, nu? Cum să nu te iubească colegii? Și n-ai niciun regret? Pentru că nu. Eu cred totuși că la talentul tău puteai să ajungi mult mai sus. Eu așa cred. Mai sus de... Mai sus și mai sus. Să fii de 3 ori golgheterul României. Singurul așa și regret că n-am putut... Bine, n-aveam pe unde. Da? Acum să nu pe la Naționala României, că n-am debutat sau... Am jucat așa în turneul din Thailanda, dar... Ăsta era, a fost singurul regret, că n-am putut să juc la Naționala României. Bine, n-aveam unde atunci. Nu mă repede, Craioveanu, Adrian, Ilie Mitrescu, Lăcătuș și Moldovan. Greu, greu. Probabil că dacă aveam acum 23-24 de ani, eram... Megastar. Erau, da, fotbaliști. Nu? Mi-aduc aminte când jucam la Divizia B, la 16 ani jumate, când mi-aruncau oia mingea, nu fugeam să primez mingea, eu fugeam ca să nu mă prindă ăștia din spate să mă lovească. Când jucai cu contra lui Corvinu Hunedoara, te luau. Băieții aia nu care... era varul. Da. Nu era var și cu ăsta. Te luau de, bă, fugi, că dacă ne prindă ăștia, gata. Dar niciun regret nu. Nu? Bun, și astea de unde au apărut atunci? Că nu ești serios, că ai viață de noapte, că nu joci pe măsura talentului, că îți pierzi timpul, că nu ești cu capul la fotbal, că baci prițuri. Știi că, că ți s-a făcut o imagine de bad boy. Și eu ce să fac? Să intru, să le dau apă la mână? Că ești cu lăutarii toată ziua. Erai cu lăutarii? Păi mie îmi plac lăutarii. Eu pavarute și carerea, restul nu știu altfel. Du-te, bă, tu vorbești serios? Păi da. Păi să vă dau un exemplu, nu? Dan Petrescu, când a venit la Rapid, da? Antrenor, a zis că pe Sabin îl dau afară. Da. Și și-a făcut după o săptămână, a fost capitan de echipă. Că a văzut că eram primul antrenament, a văzut că sunt cu o oră jumate înainte de fiecare antrenament. Uh-huh. Am mai greșit și eu, că orice un greșește da, în viață. Normal, lasă. Dar nu, să întârzi la și antrenament. Și Dan Petrescu, de ce că te dă afară? Păi eu știu că... Tot așa avea în cap ideea asta, da, că nu e serios. Da, că nu sunt serios. Uh-huh. Dar după aia și-a dat seama că am fost și colegi la Național și n-am întârziat niciodată. Da. Și asta. Da, adică ți se creează o imagine de, știi care e cuvântul? Corect? Zurbagiu. Da. Talentat, dar zurbagiu. Da. Știi? Dom'le, e foarte talentat, dar brânză bună în burtul de câine. Mai înțeles? Deci astea sunt povești? Și eu zic că da. Deci eu scoria trebuie. Crezi că ajungea vreo... Stai o secundă, termină-ți-le. Să dai 31 de goluri, să fie anul ăla, că ăsta nu poți fără muncă. Nu ai cum. De ce? Uite, fiind realiști acum, dacă în ziua de asta, atunci, nu puteai să diblezi și noi jucam an de an în Champions League, fotbaliști mari, acolo trebuia să ai forță, să diblezi, să la cap, să dai cu capul. Câte goluri ai de acum dacă ai avea 23 de ani la Liga 1? Cum depinde acum? Și de echipă. Nu, dacă să zicem că erai la o echipă bună. A, nu pot să zic cât. FCSB. Păi, și când jucam eu, deci, intram în teren cu gândul să dau minim un gol, sau o pasă de gol să câștigi echipă. Deci dădeai 40 de goluri la nivel, care acum la Superliga la acum. La nivelul acum? Care este da. Da. A? Da, nu fără... știu, dar dădeam multe goluri. Fără probleme. Pentru că da, ce vrei să zic? Eu vreau să spun asta că i s-a creat imaginea asta, a spus și el, nu am fost, să zicem, 100% s-au făcut greșeli. Normal că toți mai mergem toți la un șpriț, normal că toți mergem. Problema este că ajungi la Valencia, de exemplu, el a zis că nivelul era foarte mare. Tu crezi că acolo întârzi vreunul la antrenament sau dimineața ne cântăream toți, fiecare dimineață? Ficu. Tu crezi că ajunge unul așa sau dacă te vedea că nu ești, serios, nici mai stau de vorbă cu tine. Nu-i tu cinci, te dădea afară de la echipă. Dar nu, lunar sau la două săptămâni, te înțepa mână, imediat după antrenament, și spunea exact de la ce ești obosit. Da, eu ți-am zis, eu mi-aduc aminte că ți se făcuse o imagine cu, cum o cheamă, cu doamna Leta ți se făcuse, cu scandaluri, cu, ții minte, era toată ziua, erai prin, adică, în loc să fii în ziare cu golurile, că dădeai, ții minte ce goluri dădeai, că dădeai niște goluri din alea de nebunei, adică din alea de mare, așa, tu erai, ba că te-ai certat cu soția, ba că nu mai e cu Leta, ba că nu știu ce s-a întâmplat, nu știu ce cru, ții minte, de asta te întreb. Da, dar asta numai că a scris în presă,
M-am bătut eu cu cineva sau am făcut eu ceva, vreun scandal? Că te-ai, ba da, chiar a scris că, nu, n-a scris că te-ai bătut cu nevasta, cu Leta la un moment dat? Niciodată. Sau, nu, a scris, dar nu. A, a scris, da. Singurul lucru unde am apărut în presă, când am divorțat. Atât. Uh-huh. Restul nu. Uh-huh. Aia, păi așa ce, din, vedeți din gluma asta, glume, un, bă, te bate nevasta, te bate aia, te bate aia. Mulți care stau pe lângă noi cazieriști, aia să scrimă. S-a făcut, a? Păi da. Cum mai e relația chiar? Mai sunteți în relații sau nu mai aveți nicio treabă? Nu mai avem nicio treabă, avem copii mari. Melissa, fata mea are 25 și băiatul 22. Uh-huh. Și nu mai ai nicio treabă, nu? Păi sunt ani de zile, sunt 15 ani, 16 ani. Cu faimoasa Leta, erați atunci cap de ziare. Mai bine să nu vorbim, că nu. Da, m-au văzut, bă, cap, erați cap de afiș. Dar relațiile sunt ok, nu? Da, adică de respect reciproc. Hai.